Lucrătorii de la Stadionul Petrolului au aplicat la programul Prima Casă. Camera lor de lucru de la Arena Ilie Oana, adică, a devenit casă pentru Vasile și George, cei care îngrijesc gazonul. Ei stau acolo permanent, mai ales că iarba trebuie udată și pe timpul nopții. Covorul verde trebuie să fie bun pentru finala Supercupei României, care se va disputa sâmbătă seara la Ploiești. A doua casă pentru voi aici. Cred că e prima. E prima? Prima casă, numai doua. A doua e cu nezuciul după aia. Asta e prima casă. Directorul adjunct de la CSM, Lucian Rădulescu, are și stadionul în grijă și spune că cel mai mare pericol pentru gazon este căldura infernală. De aceea este udat foarte mult după ce a fost deparazitat și a primit îngrășământul necesar. Ca de fiecare dată când s-au disputat meciuri importante pe stadionul Ilie Oana, gazonul a zis și noastră a arătat excelent. Spunem noi, sper că și jucătorii și cei care își desfășoară activitatea la asemenea meciuri să fie mulțumiți. Tichetele pentru duelul CFR Viitorul sunt disponibile la vânzare la casa de bilete de la stadion. Organizatorii mizează pe cel puțin 10.000 de spectatori, iar fanii vor să vadă spectacol la duelul dintre campioana României și deținătoarea cupei. Venim pentru că este meciul la noi. Da, da. Spectacolul în sine. Recent, Arena Ilie Oana a găzduit finala cupei. Urmează Supercupa. Vor fi meciuri în prima și a doua ligă. Iar în luna septembrie, Naționala României va juca aici în preliminariile campionatului european.